Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou episod din Frontesus. Astăzi vom vorbi despre rasism, despre discriminarea de orice fel, mai ales cea rasială, după cum vedeți și din titlu și ce fundal mi-am pus acum. În mare parte o să vorbesc despre opinia mea legată de rasism și niște sfaturi pe care vi le-aș da, dar vă zic de la început, în caz că sunteți discriminați, există CNCD unde puteți depune reclamații, sesizări în caz că vi se face propagandă, sunteți discriminați. CNCD sau mai bine spus Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării este o autoritate de stat autonomă care își desfășoară activitatea privind prevenirea și combaterea tuturor formelor de discriminare. La un search pe Google găsiți acolo, puteți lua contact, depuneți o petiție, tot ce vrei. Este utilă autoritatea asta. Acum să vorbim puțin despre rasism. Cel mai comun rasism din România. Întâi vreau să mulțumesc cuiva de pe Instagram că mi-a dat inspirație să fac acest videoclip. Am discutat cu cineva seară pe Insta și am ajuns la o întâmplare amuzantă. M-am întâlnit cu o tipă și, mă rog, eram mai mici eu și ea, majorii amândoi nu vă gândiți la prostii. Și a văzut o vecină ceva că era cu mine pe stradă și i-a spus maică s-a întrebat-o cu cine ai ieșit, uite cu cineva, am ieșit cu Ovidiu. De unde e? Din satul Cătări. Și a spus de unde sunt eu și a început măsa, păi în satul ăla sunt numai romi, tu să nu vii cu romi acasă. Nu o să spun cuvântul cu țâcă, că sunt pe YouTube și nu vreau să-mi iau de monetizare din cauza unui cuvânt. Și a arătat poze cu mine, uite nu e, ba da e, nu vezi și mai ești din satul ăla, nu că nu s-a născut, nu contează, tu nu vii cu romi acasă și cam asta a fost treaba. În situația asta ce pot spune? Lipsa de educație a maică-sii, asta e, se mai întâmplă, măcar dacă chiar eram... Scuzați-i cacofonia, măcar dacă chiar eram de etnie, dacă tot mi-a dat atâta discriminare, dar nici măcar atât mi-a dat discriminare degeaba. Asta e, măcar am evitat să am o soacră nasoală. Da, și cam așa mi-a venit și inspirația pentru videoclipul ăsta și ce am mai vorbit cu o persoană pe Instagram. Părerea mea este următoarea, toate chestiile astea legate de, domne, că dacă ăla este colorat, clar este un om nasol, nu este că ăsta alb, nu este adevărat, într-adevăr. În România, hoții mai mici sunt mai bronzați așa. De ce? Pentru că au fost de-a lungul timpului marginalizați, n-au avut acces la educație și în loc să fie duși la școală, să fie învățați că nu-i bine să furi, că există brațul lung al legii, trebuie să muncești, să fie și ei învățați, să se bage în vreun domeniu pe acolo, să-și câștige existența. Neavând acces la asemenea luxuri, asemenea privilegii, au rămas izolați în comunitățile lor, s-au educat între ei după ura pe care au prins-o și ei, pentru că, dai seama, fiind izolat, discriminat, marginalizat de-a lungul secolor, să nu uităm că parcă mănăstirile țineau romii pe post de sclavi. Am avut și noi românii sclavii noștri și în Valahia, și în Moldova, și în Transilvania. Și fiind atâta dușmănie, atâta discriminare, au prins dușmănie și de aici... Cum de sunt izolați în unele zone, sunt educați cu, bă, fii mai șmecher, fură-l pe ăla că-i fraier, nu-l ajuta, dă-i în cap. Și de aici, bă, dacă ar fi toți duși la școală, dacă toți românii, toți oamenii de pe pământ ar avea acces egal la educație, mă rog, cine își permite școli private, se ducă acolo. Dar mă refer, dacă toți oamenii ar avea acces la educația de stat, educația gratuită la care oricine are dreptul, vă spun eu că n-ar mai fi situația în care... am avea comunități izolate și majoritatea micilor hoți care fură din buzunare ar fi mai colorați așa. Pe lângă asta, mari hoți din România, politicienii noștri, vi se pare vouă că sunt colorați? Eu cred că sunt destul de paliți la față majoritatea. În fine, și cam asta e treaba. Nu pot mai aud chestii că, domnule, ăla fiind rom, are hoția în sânge, așa s-a născut cu talentul de a fura. Nu este adevărat, asta ține de educație. N-ai cum să te naști cu talentul de a fura, cu chestia asta. Că, automat dacă ai crescut într-o comunitate izolată și ți-a zis, bă, fură cât apuci, că după aia nu mai apuci să furi, asta e. De aici mentalitatea asta, dar dacă copiii mici de acolo ar fi luați și ar fi duși la școli ca lumea, n-ar mai fi ținuți în mizeriile alea și ar face treaba protecția copiilor, n-ar mai fi lăsați oamenii care fac 10, n-ar mai fi ăștia lăsați să facă 10 copii pe care nici să nu-i dea la școală. Da, dacă s-ar face, dacă legea s-ar pune în aplicare cum trebuie, nu s-ar mai ajunge în situațiile astea. Acum nu pot să spun dacă cineva, având o anumită culoare la piele, ar putea avea din start un potențial de a fi geniu sau a fi mediocru la educație. Nu avem cum să știm chestia asta. Dar cu toții au dreptul la educație și cam asta ar trebui să fie treaba. Dacă aveți în cercul vostru de prieteni sau în clasă vreo persoană mai colorată și este un om cu obraz, nu aveți de ce să-l marginalizați. Da, dacă este nesimțit, îi spuneți la profesori că Cătări că este un nesimțit, că mă jignește, că vrea să mă bată și atunci acționează autoritatea. Dar nu consider că este ok să aveți un fel de lege a junglei, să nu primiți pe careva în cercul vostru de prieteni dacă arată diferit. Cam asta e treaba cu rasismul. Adică noi europenii știm să zicem, bă, negrii sunt urâți și asiaticii o au mică. Când colo mari sportive, că sunt foarte mulți sportivi de performanță, Pele, Usain Bolt, care mi se pare că și Usain Bolt nu era cel mai rapid om din lume și era negru? Parcă și el era negru. Cine urmărește sporturi, chiar vă rog să-mi lăsați comentarii cu sportivi de performanță care au de culoare. Pe lângă asta, asiaticii sunt maestri pe, cum se cheamă, pe tehnologie. Asiaticii acolo, în Asia, în Japonia se fac majoritatea roboților, dacă nu mă înșel. Plus că mai au și chinezii sistemul ăla de vor să supravegheze întreaga populație. Nu prea sunt de acord cu așa ceva, dar dacă sunt în stare să facă sistemul ăla cu social pointuri sau cum s-ar chema, bravo lor că reușesc să facă asemenea algoritmi. În fine, să nu uităm că europenii au făcut cele mai mari genociduri, au omorât cei mai mulți oameni, am avut cruciade, am avut perioadele cu coloniile în care să nu uităm de America de Nord și de Sud, cât am eradicat populații de acolo. Nativii americani, azteci, maiași au fost rași de pe fața pământului, civilizații cu o grămadă de istorie. Asta e, dacă asta era mentalitatea pe atunci care a ținut de-a lungul secolelor până în ziua de azi, uite, nici acum 100 de ani a fost al doilea război mondial, tot așa de la o ideologie de asta cu o rasă anume superioară altei rase. Unde s-a ajuns de la mentalitatea aia? Să ne batem, să ne omorâm între noi ca proști și n-a avut nimeni de câștigat. Chiar dacă istoria este scrisă de învingători, hai totuși să aplecăm urechea la fiecare bucățică în parte. Voi sunteți rasiști? Uite, să vă dau un sfat. Dacă voi sunteți rasiști, că așa ați fost educați și nu puteți să vă schimbați chestia asta, nu pot să vă condamn sau ceva. Stați sfatul meu, dacă sunteți rasiști, țineți ideile voastre rasiste pentru voi, nu le faceți publice că o să atrageți conflicte în jurul vostru și dacă aveți umor negru, nu este nicio problemă atâta timp cât umorul ăla negru este ținut la locul lui, aveți glume de genul, le țineți în cercul vostru de prieteni, cum ar fi să mă apuc și eu acum să fac glume rasiste pe live-uri. Aș dispărea de pe internet în a doua secundă, probabil. Cam asta este părerea mea despre rasism. Mai să vorbim un pic și despre discriminare, că practic ăsta este rasismul, discriminarea rasială, dar acum o să vorbim de discriminare în parte. Deci dacă unul arată diferit față de voi, adică e mai urât, are nasul strâmb, e LGBT-ist, ce are dacă e LGBT-ist? Pur și simplu nu are aceeași atracție sexuală ca voi și atâta, nu e heterosexual, na, e treaba lui, atâta timp cât omul ăla este, știe să se comporte și vă respectă, aveți obligația să respectați și voi. Da, dacă cineva este nesimțit, puteți să fiți și voi nesimțiți, dar cel mai bine evitați. Ca așa este cel mai bine. Când vezi că un om are chef de ceartă, lași în pace, ai plecat, vezi că îți încalcă demnitatea, nu demnitatea, îmi scap acum, începe să te înjure sau ceva, poți să reclami, nicio problemă, l-ai filmat când te-a înjurat, te-ai dus la poliție și au luat dita mai amendă, la fel primiți amenințări pe net, există poliție, există lege, sunt legi care trebuie spuse în aplicare, dar trebuie să faceți și voi efortul să anunțați autoritățile când aveți o nedreptate. Cum spuneam, nu discriminați dacă cineva arată diferit. Băieți, dacă o fată este mai urâtă, asta nu înseamnă că trebuie să ziceți la tot grupul vostru, bă, ia uitați bă ce scândură, ce pocitani s-a dat la mine. Asta e, n-arată bine, așa a crescut ea, nu trebuie să-i dați bullying. La fel, dacă vede, valabil acum pentru fel, dacă îl vedeți pe unul mai urât, nu nu vă apucați, bă, să ziceți, nu, bă, că ăsta n-are BMW sau invers, asta n-arată bine, e total aiurea. Da, nu vă obligă nimeni să vă faceți prieteni care nu vă plac cum arată, dar prostia mare este să dați cu raiurea, să dați ei, să faceți discriminare. Pe scurt, ca să las un pic loc de interpretat și să vină și câteva dislike-uri, cine face discriminare e prost de bubuie.